Eu sunt Alex, tu? Eu sunt Ștefan, pare bine. Salut Ștefan, la fel ca pe fratele meu. La ce facultate ești? Sau ești la facultate? Da, sunt la SNSPA, la Facultate de Relații și Comunicare. Și de ce ai ales facultatea asta? Pur și simplu, era ceva nou, care, nu știu, adică mă gândeam la drept, dar era prea greu așa, la medicină tot așa. Și pur și simplu, când am văzut ce materii am, nu știu, mi s-a părut ceva gen super nou. Și am zis, bă, și tata a lucrat în domeniul publicității și am zis, nu, ok, poate merge. Interesant. Și având în vedere că ai deja pe cineva care a lucrat în domeniul respectiv și urmezi o facultate în domeniul ăsta, care e planul tău de viitor? După ce termin facultatea, te-ai gândit ce vrei să faci? Păi m-am gândit să mă angajez la compania tatălui meu de publicitate, okay, deschisă. Pe oricum, în anul 2 o să am o materie practică și o să trebuiască să fac practic ce face el. Că altceva nu m-am gândit, sincer. Poate acum, dacă prind ceva într-o multinațională... Am înțeles. Bun. Având în vedere că tu ești unul dintre puținii oameni care o să-și continue studiile după terminarea facultății, studiile, o carieră în domeniul respectiv, te întreb cam care crezi că este procentul de oameni care continuă o carieră în urma studiilor făcute în facultate, în același domeniu? Mă, sincer, cred că foarte mic. Am auzit că mai... Toți colegii mei sunt, e ușoară, am făcut-o doar să o fac, da, exact. Și cam atât. Și plus că am cunoscut foarte mulți oameni care au terminat și facultatea de matematică, cu tot cu doctorat și casier la Mega. Exact, exact, se întâmplă, da. Se întâmplă. De asta zic, așa că poți, răspundem în procente. Procente gen care, cât cred eu că ar termina? Mai mult de, mai puțin de? Cred că mai puțin de 40%. Ești aproape, dar e și mai mic procentul și mai dezastros. Sunt mai puțin de 20% din oameni care, își termină facultatea și urmează o carieră în studiile respective. Mersi frumos! Okay.